Nu confunda niciodată egoismul cu grija de sine. Nu confunda niciodată a fi egoist cu a avea grijă de fericirea ta. A fi egoist înseamnă să te gândești doar la tine, indiferent de consecințe. A avea grijă de fericirea ta înseamnă a realiza că dacă tu nu ești bine, nici cei care țin cu adevărat tine nu o să fie bine. Este egoism atunci când nu mai vrei să oferi pentru că nu primești ceva în schimb. Însă este iubire de sine atunci când nu mai vrei să oferi pentru că simți că nu mai este corect pentru tine să o faci. Dacă cei care spun că țin la tine nu înțeleg că și tu, la rândul tău, ai nevoie să ai grijă de propria ta fericire și nu doar de ei și de fericirea lor, înseamnă că nu țin cu adevărat tine, ci doar profită de bunătatea ta și de lucrurile pe care tu ești dispus să le oferi pentru ei. Probabil că ai dat constant din energia ta, din timpul tău, din atenția ta, pentru că ai simțit că vrei să o faci. Însă ai oferit unui om care nu a știut niciodată să te aprecieze. Iar atunci trebuie să-ți pui întrebarea. Este sau nu corect pentru mine să continui să ofer unui om care nu-mi dovedește că merită? Ăsta nu este egoism, ci este o dovadă adevărată de iubire de sine. A avea grijă de tine nu înseamnă să fii egoist. Înseamnă doar să realizezi ce și cât meriți și să nu mai accepți mai puțin de la tine sau de la oamenii cu care te înconjori care spun că vor să fie alături.